Descoperire șocantă într-un apartament din sectorul 4 al capitalei. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Proprietarul unei locuințe închiriate a descoperit un cadavru într-un sac de plastic ascuns în lada patului. Potrivit surselor din anchetă, femeia se mutase în urmă cu 3 luni în chirie împreună cu partenerul său, care a devenit de altfel principalul suspect în acest caz, mai ales după ce l-a anunțat pe proprietar că pleacă din țară. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri, care vor stabili cum s-a petrecut totul, dar și cine este cu adevărat criminalul.